Deci 9 mai, care era pe timpuri, acum e pe 8 mai. Dar pe 9 mai este ziua de rupi. Sărbătoare lui, eu de mic copil am mers din 9 mai cu veterani, la veterani. Spuneți, vă rog, care ar fi motivul ca la 45 de ani, astăzi, eu refuz acest lucru? Că a fost încă o minciună. A fost încă un candidat la președinte atunci, mincinos, care a devenit președinte, care spune, eu nu o să divizeze societatea, are videoclipuri rusă, кто хочет праздновать День Победы, кто хочет День Европы, мы не будем запрещать русский язык, și așa mai departe. Toate lucrurile astea au fost spus, care astăzi sunt, înțelegi?